Salut! Eu sunt Ciobi și bine ați venit la un nou episod din Breasla Haiducilor. Ei bine, băieți, nu uitați să apăsați pe butonul de like și pe butonul de subscribe. Și nu uitați de clopoțelul magic care trimite notificări de fiecare dată când postez eu un nou episod pe acest canal. S-au întâmplat destul de multe de la ultimul episod, dar o să vi le prezint imediat. Să înceapă episodul. Cam așa arată copacii custom pe care i-am făcut eu, ignorați-i pe ăștia și pe aia de acolo, pentru că am făcut momentan doar 2 copaci custom și probabil ați văzut asta din intro-ul acestui episod, pentru că arată superb și cred că puțin ăsta e puțin cam strâmb, dar nu-i nicio problemă. Am adăugat detalii, le vedeți, cu lumini, cu tot ce trebuie. Mie mi se pare că arată super bine și aș vrea să înconjurăm cumva clădirea asta cu genul ăsta de copaci. Da, știu, iau foarte mult timp. Deci construcția lor durează. Asta înseamnă că o să-i fac destul de greu și cred că o să-i fac eu așa printre episoade, fără să vă mai arăt eu cum se mai fac, pentru că v-am arătat deja la început și nu are sens să fac aceeași chestie de 100.000 de ori. Facem mai mulți copăcei, încercăm să înconjurăm clădirea asta pe cât posibil. O să-i fac eu off-camera, nu știu dacă o să vedeți în episodul următor vreun update sau ceva. Ideea e că o să vreau să-i fac în continuare, dar nu știu dacă când o să am timp exact de ei. Cam astea sunt temele pentru copăcei. Mai păstrăm, mai avem de tăiat pe aici. Așa arată shop-ul în varianta finală. Deci atât, nu mai modific absolut nimic. Avem pe partea asta niște barrel-uri, în ideea în care vreau să pun culori aici, de colorant, da, la vânzare. În stânga, în dreapta, toate culorile, tot ok. Aici avem chesturi în care o să vină concret. Și aici e lâna, pe care o știți și voi, și vedem că deja au mai luat haiducii pe aici pe acolo ceva bucăți de lână, nimic foarte wow. Da, uite, 5 diamante din punctul meu de vedere super ok, având în vedere că momentan nu i-am anunțat că am deschis, adică la modul n-am fost pe la ei să le zic că am deschis shop, dar da, ei știu probabil că l-am deschis. Bun, ce vedeți pe aici? Niște chestii, un pickaxe cu fortune, eficiență și asta are fortune, ok. Aș putea să fac o schemă, nu știam că am două de genul ăsta, ok. Ok, hai să pun aici. Ok, nu aș avea nevoie în zona asta, dar uite că am făcut un pickaxe cu... Ok, și o să am două. În fine, nu, dacă mai aveam un level, era super ok. Bun, o să am eficiență, ăsta e cu silk, acesta e cu fortune. Care e ideea? Ăsta se sparge, o să se spargă curând. Am uitat să-l tot repar. Maxim îl salvez dacă îi pun mending. Dar dacă, după cum vedeți, am unul deja mai bun, nu are sens să mă duc să consum mending pe ăsta. Îl las așa, când o să se spargă, aia e. Pe lângă chestia asta, trebuie să mergem până acasă în direcția aia, pentru că eu m-am apucat deja de făcut câteva lucruri pe aici. Am fost în Nether, acum ceva mai mult timp, într-adevăr, să iau Netherite. Și am câteva bucăți, dar nu știu dacă o să-mi ajungă nici măcar pentru o cască sau o chestie de genul ăsta. O să vedem, momentan nu știu câte bucăți am, parcă 5 sau 6. Am găsit câteva bucăți oricum, la modul că trebuie să mă duc foarte mult, pentru că și ceilalți au căutat în zonele astea apropiate de portale. Și e greu să găsești netherite acum, e super greu să găsești netherite. Am 6 bucăți de ancient debris, din ăsta nici nu știu cât netherite fac, habar n-am sincer să fiu, dar o să vedem imediat. Ideea e că vreau și eu să-mi fac armură de netherite și bine, o să vreau să o fac direct cu... păi durează o grămadă, din ăsta parcă fac... Ok, din 4 dintre astea fac o bucată de netherite sau ceva de genul ăsta și cu gold nu mai rețin sincer să fiu, dar mi se pare că o să am de treabă la greu. De fapt, stai ce? N-am nevoie decât de... ok, o să am nevoie de un table dintre ăla de upgrade. Și o să vreau să facem fix acum ăsta, nici nu mai știu. Din 2 dintre astea și 4 dintre astea, parcă se făcea? Hai că am găsit.
Ok, nu e chiar atât de speriat. La modul, cred că o să-mi ajungă să-mi fac o armură de netherite. O să o pun aici momentan. Hai să vedem, pot să fac o bucată de netherite din asta, teoretic, nu? Adică dacă fac, nici nu mai știu. Hai să vedem, pot să fac, am rețeta pe aici. Teoretic nu e foarte greu, am nevoie de fix 4 bucăți dintre astea. De 4, 5, cred că, nu? Stai că nu mai știu cum era. Nu mai rețin cum erau. Erau așa și erau așa. Da, perfect, ok. Deci pentru un de ăsta de netherite am nevoie de, da, cam mult, da, o să fie interesant. Ideea e că aș vrea să merg în nether în episodul de astăzi, să facem rost de mai mult netherite. Da, puțin dezamăgit, trebuie să recunosc, o să fie destul de greu. Eu am deja un tunel făcut, care o să vi-l arăt imediat. E mai complicată situația, că se intersectează cu celelalte tuneluri făcute de ceilalți haiduci. Asta înseamnă că o să fie destul de greu să mai găsesc netherite. Și astea 6 bucăți, mi-a luat ceva timp să le găsesc. Și asta nu poate fi neapărat de bine, dar ce să facem? Trebuie să mergem după netherite. Asta este, dacă am rămas printre ultimii care fac rost de netherite, trebuie să-mi asum chestia asta. Bun, nu mai știu. Pe aici, pe jos am coborât, dacă nu mă și el, stai să vedem, uite că am pus torțe. Eu cam așa, când merg prin nether, las torțe, las o dâră de torțe și cam știu pe unde ar trebui să mă întorc. Parcă pe aici am fost, nu? Da, uite pe aici. Așa, perfect. Am ajuns aici la lava, am dat de chestia asta, am coborât. Da, e, știu, e complicat, aș putea să mă rătăcesc destul de ușor. Așa, bine, perfect, pe aici. Pe aici am fost, aici am găsit cele 6 bucăți. Destul de greu dacă mă întrebați pe mine, pentru că eu n-am folosit metoda clasică pe care o folosesc ceilalți cu paturi. Și vedeți că ceilalți au folosit metoda cu paturi, că am dat de un tunel făcut de cineva. Eu am învățat o metodă mai nasoală, practic, că-ți cam sparge pickaxe-ul. Eu, practic, ce fac? Vin în nether și fac chestia asta. Cam despre asta e vorba, așa minezi un netherite. Nu e cea mai bună variantă, e mai bună cu TNT, e mai bună cu 4 de o grămadă de ori. În felul ăsta nu stricăm unelte, dar în același timp e o metodă. Acum nu fie cea mai eficientă, dar parcă mi-e frică așa puțin cu 4-le, e mai complicat parcă cu 4-le, nu știu, mie mi se pare mult mai interesant să fac chestia asta. Și bine, câteodată găsesc, câteodată nu găsesc, depinde, uite, am dat de lava, acum s-ar putea să nu găsesc nimic ca idee, am dat de lavă, iar că e nether despre ce vorbim. Voi urați-mi succes, cum s-ar spune. Tot dau de celelalte tuneluri făcute de ceilalți haiduci. Cred că astea sunt cu 4, cu ceva făcute, habar n-am. Eu merg pe metoda clasică, spargem pickaxe-ul, adunăm o grămadă de iteme, dar totuși dă rezultate pentru că am găsit o bucată. Da, știu, nu e mult, dar... Oh, sunt 2 bucăți! Ok, da, acum e mult. 2 bucăți într-un singur loc e suficient de mult, dar mai am o surpriză pentru voi, mai am 2 fix aici. Da, e cam... puțin cam dureros pentru pickaxe-ul meu, nu pentru altceva, pentru că la modul se duce destul de grav, eu vin din direcția asta, m-am dus în direcția aia, am schimbat iar direcția și tot așa. Da, nu e cel mai sănătos pentru pickaxe-ul meu, dar în același timp sunt foarte fericit totuși că rezistă eroic chiar. Ok, o să dureze ceva mai mult timp să fac rost de astea, dar cred că m-am enervat puțin și cred că o să vin și eu cu metoda băieților, numai că trebuie să mă uit puțin online să nu fac vreo prostie la modul cu paturile. Aș vrea să încerc pentru că am o grămadă de lână. Să nu bubui ceva, nu știu. Habar n-am, să nu mă bubui pe mine de preferat, că în rest nu prea mă interesează. Dar, într-adevăr, pickaxe-ul meu cam suferă după ce fac chestia asta. E cam la fel, cam cu paturile, doar că îmi sparg pickaxe-ul în loc de să sparg niște paturi. Alea bubuie. Numai că pe aici e slabe șansele, având în vedere că băieții mei au cam mai fost pe aici, după cum vedeți, au fost destul de mult. Ok, cred că am găsit un alt tunel pe aici. Ok, am inventarul full ca idee. Trebuie să merg acasă. Las astea prin chestră, habar n-am, mă reîntor. Primul meu test cu patul. Nu știu cum să fac chestia asta, nu știu dacă trebuie să stau la distanță sau ceva, dar o să stau aici. Ok. No. Pe bune? Jură-te că funcționează! Care erau șanse? No. Efectiv am crezut că o să mor, dar totuși a meritat. No. Ok, cum fac să-l iau de acolo? Cum fac să-l iau de acolo? Că e în lavă omul meu. Ok. A, dar mai e unul! Mai e, stai că mai e unul aici. Ok, bun. Nu, ok, nu vine peste mine că scam gata, mamă, fii atent că-s bucuros maxim, dar știi de ce-s bucuros? Că nu mă așteptam să funcționeze treaba cu patul, nu că nu mă așteptam să o fac, să fac eu să funcționeze, nu mă înțelegeți greșit că ea nu e o chestie neapărat rea, ci pur și simplu nu mă așteptam eu să fac chestia să funcționeze, mamă ce m-am speriat, am crezut că aici lavă, nu știu cum fac aici, așa, nu curge pe mine, nu? Ok, te rog eu nu te du în lavă,
Nu, wow, direct în capera să-mi vin aia, ok. Am încă 3 bucăți, bun. Știu să folosesc patul, fericire maximă. Da, probabil voi știți mai bine ca mine, dar o să pun aici, nu știu, dar clar nu există nicio șansă să fie atât de aproape. Adică, nu știu, văd lavă multă și cam atât, ok. O să mă mai duc în partea asta atunci. Da, interesantă chestia cu patul. Oh, încă 2 acolo. Bine, mamă, dar funcționează. Eu cred că așa au făcut haiducii. Unii au câte 2 seturi de armură dintre astea, la modul că destul de mult din punctul meu de vedere să ai 2 seturi de armură de netherite în condițiile în care eu sunt la primul și nici pe ăsta nu am apucat să-l fac, la modul acum fac rost de netherite. Dar super pont, că ăsta oricum mai avea viață multă. Da, o să mai caut, ce pot să zic, mă bucur, jur că mă bucur că funcționează. No, cum era să dau click dreapta? Ta fix acum, că era aici lângă mine, stau așa. Oi de viața mea, nu. Ok, nu știu ce am făcut, dar sunt noob rău, deci dacă mor cu astea la mine, sunt cel mai noob de pe planetă. Ok, nu sunt chiar atât de noob, dar ok. O să vreau să mă duc puțin în direcția asta, dar cumva să pun patul mult mai departe, că nu e pont, băieți, nu e pont. Ăsta explodează cam tare, nu mă așteptam să bubuie atât de rău. Cum să fac, să pun așa, aici sus, pun ăsta așa, mă duc la distanță cât să-l accesez. Bum! Ok, m-am prins. Mai vedeți voi un netherite pe undeva? Că eu nu mai văd. Se pare că mi s-a cam terminat norocul, a? S-a cam dus norocul meu? La mine nu-mi place cum mi se duce norocul. În modul că vreau să caut. Bine, oricum nu o să vă țin pe voi până caut eu tot netherite-ul ăsta cu paturile nether. Dar ca idee am vrut să vă arăt că știu, da. Mă descurc. Ui, de viața mea. Ok, caut netherite și revin. Suntem pregătiți să facem armură full de netherite, băieți. Așa că hai să facem armura asta full de netherite, că stare curios cum o să iasă. Dar până să ajungem la nivelul ăsta, trebuie să mergem puțin la shop-ul de lână. Și pe lângă asta, de fapt eu n-am niciun ender chest pe aici, eu am doar la shop-ul de lână ender chest. Și trăiască familia lui, cel care a pus ender chest-ul la shop-ul de lână, pentru că eu n-am ender chest absolut deloc. Așa că merg acolo, pentru că acolo mi-am lăsat armura. Mai era o variantă, și cred că e o variantă mai bună decât să merg la shop-ul de lână. Mergem la shop-ul de XP, că s-ar putea să am nevoie de ceva experiență, că parcă e cam consumat armura aia și cred că ar trebui să o repar întâi, iar mai apoi să mă duc să-mi iau mending. Trebuie să văd că nu mai țin minte exact de unde trebuia să iau mending, dar aș putea să fac chestia asta chiar acum. Cred că de la Panda avea mending. Da, de la Panda avea mending. Frumos, ne-a lăsat 65 diamante, un mending, la fiecare 3 cărți cumpărate, una iese din partea casei. Deci o să am fix perfect pentru toată armura, o să iau 3 cărți, ceea ce e foarte bine, diamante avem în Ender Chest. Mergem prima oară, mamă ce a murit Dani, Silverfish. Mergem prima oară la XP farm-ul ăsta, parcă de aici. Sau să mergem să luăm cărțile de mending prima oară. Asta înseamnă că trebuie să mă duc la Panda, ok. Hai să vedem, mergem prin Nether puțin. Prima oară mergem la Panda prin Nether, iar mai apoi vedem după aia cum facem cu ăsta. Shop-ul de mending oare e acasă la Panda? Știți că eu nu m-am gândit la shop-ul de mending. Tocmai ce mi-am dat seama că eu am ajuns aici fără niciun diamant la mine și că nu văd niciun ender chest pe aici, că ar trebui să căutăm un ender chest. Te rog eu, ok, nu cred că trebuia să ajung eu pe aici. Nu este niciun ender chest. Dacă am nasoală situația, va trebui să mă întorc, deși nu e foarte departe zona cumva, dar asta este, n-avem ce face. Wow, ce mare e clădirea aia. Suntem la shop-ul de cupru, băieți, tot aici la Panda. Ok, are clopot când intri, ok. Da, arată interesant. Partea bună e că am găsit în ender chest-ul diamantele, mergem să luăm cărțile de mending. Așa că hai să cumpărăm 3. Mamă, au venit să mor tu că n-am nimerit niciuna. Au venit astea așa pe nepregătite. Ok, n-am dormit, probabil de aia vin și fac figuri de astea cu mine. Dar nu o să mai facă prea mult. Uite că am murit fără să o mai nimeresc pe aia. Cred că am nimerit-o pe aia cu... Ok, de ce nu nimeresc? Gata, rezolvat. Bun, perfect, sunt pregătit acum să iau cărțile de mending. Hai să vedem, știm asta? Un mending 5 diamante. Ok, 15 diamante și avem o carte de mending pri. Ok, bun, câte avem aici? 4, teoretic trebuie să-i las 15 diamante, nu? Doar că m-am gândit să-mi iau și pentru unelte. Așa că hai să vedem, mai avem aici, să mai luăm încă 4 la fel și mai luăm încă 1, 2, 3, 4, 5, să am și pentru unelte cumva, că chiar am nevoie și la unelte. Dar știi ceva, cred că iau eu toate astea.
fii atent, îi mai las încă 15 diamante și iau toate cărțile de mending, pentru că na, teoretic trebuia să facă un discount, că-s cam multe, dar am luat cărți cu mending de mă spăl cu ele pe cap, la modul i-am făcut vânzare foarte multe. Pă, mamă, ce șmecher se vede mâna lui Luganicus de aici cu baza lui, foarte șmecher, foarte șmecher. Trebuie să mă întorc frumos la spawner și rezolvăm acolo. Uite că am ajuns și la spawner, băieți. Dar e cam dezastru pe aici, cineva a lăsat ăsta pornit, nu-mi dau seama dacă trebuia să rămână pornit sau pur și simplu a uitat cineva asta pornit aici. Ok, nu mai contează. Da, hai să vedem ce putem să facem cu armura, pentru că chiar vreau să fac acea armură. Unde ești? Uite, asta e armura pe care vreau eu să o fac. Facem în felul următor, venim aici frumos, punem pe armură, pot să pun mending? 33 de nivele să pot să pun mending pe asta, băieți. Pe asta? Tot 33. Pe asta? Asta e 5, ok, bun, măcar pe pantaloni. Și pe asta? Too expensive. Pe bune, nu pot să pun mending pe ăștia, vă dați seama? Dar ce am așa de... Mamă, ești nebun la cap. Dar pot să fac din ea armură, ok, bun. Asta înseamnă că o să trebuiască să mai stau pe aici, băieți. Ok, nu prea îmi convine treaba asta, că na, trebuie să mai stau pe aici. Dar totuși, dacă am ajuns prin zonă, n-am pe aici niște... Hai să vedem. Facem în felul următor, am nevoie de 2 bucăți de iron și 4 bucăți de lemn să mai fac un table dintre ăla, să rezolvăm problema. Îl fac direct aici, un smithing table frumos. Facem în felul următor, facem bam bam. Hai să facem armura totuși de netherite și după aia mai vedem pe parcurs. În felul următor o poziționăm aici frumos și facem așa. Prima oară facem asta. Ok. Am nevoie de un smithing template ca să pot să fac armură de netherite. De ce nu mi-ați spus chestia asta? De când s-a schimbat chestia asta? Chiar nu sunt la curent cu noile update-uri, ceea ce e foarte rău. Asta înseamnă că o să mai dureze puțin până reușesc să fac armura. Am venit până la magazinul lui Blue de Armor Trimur și arată ca un castel care arată super șmecher și super gigantic. Ok, cred că a consumat destul de multe iteme pentru castelul ăsta. Hai să vedem ce putem să cumpărăm. Sincer să vă spun, nu mă pricep la Armor Trimur deloc, adică nu știu cum funcționează și ce ar trebui să deseneze pe armură o chestie de genul ăsta. Adică dacă mă uit la astea, nu-mi dau seama cum ar arăta pe o armură, deși... Ok, 16 diamante bucata, 12 diamante, 9 diamante, să înțeleg că ăsta e mai rar. 12, de cel e cel mai rar, 16, uite și ăsta e de 16. Ok, să luăm de ăsta Silence Trim Armor, Ward Armor, ok. Ce pot să zic? Ce pot să zic? Hai să testăm, hai să vedem cam cum ar arăta. Acum sperăm să nu se supere Blue, să vedem dacă eu, după ce fac ăsta, aș putea să pun mending, oare? Ok, nu m-am gândit la treaba asta. S-ar putea să fie foarte scumpă situația. Ok, n-am nimic pe aici. În fine, hai că o facem armura și după aia mai vedem. Bun, hai să vedem. Luăm deci diamante în primul rând. Și hai să luăm pe ăsta, că mi se pare că arată șmecher. Să vedem cum ar arăta și pe chestia asta. Bun, dacă iau ăsta, de exemplu, și îmi pun tunica și îmi pun... Ok, am uitat ceva. Am uitat ceva foarte important, numit netherite. Încă o dată. Tunica aici, armor trim acolo. Ok, ăsta e ăsta. Bun, bun, hai să vedem. Ok, l-am verificat pe ăsta, hai să-l vedem pe ăsta care e destul de scumpișor. Oricum o să le pun înapoi, adică nu o să rămână la mine ca idee, le plătesc, nu e o problemă. Și netherite. Ăsta ce? Netherite upgrade? Ok, nu știam ce e ăsta. Ok, bun, eu vreau un armor trim, nu vreau netherite upgrade momentan. Ok, scuze, dă-mi un armor trim, netherite upgrade, ok. Dă-mi ăsta, de exemplu, ăsta, smithing table, ăsta frumos, armor trim, bam. Da, pe ăsta l vreau. Pe ăsta îl vreau clar 100%, deci astea rămân. Stai să-l pun înapoi pe ăsta la alt frumos aici. Și ăsta cât e? E 16 diamante. Mamă, deci de aici l-am luat, da? Deci uite, acum trebuie să pun o grămadă de diamante, cum ar veni. O să facem treaba asta, o bucată, două bucăți, așa, trei bucăți, așa, și patru bucăți, așa. Mamă, un stack de diamante am consumat pe astea, n-ai văzut așa ceva. Ok. Ok, asta e, nu ne plângem, facem treaba asta. Ok, așa arată. Ok, am avut impresia că e de diamant, dar de fapt e cu netherite, dat foarte interesant. Ok, bun, ok, trecem la următoarea. Punem asta, punem asta, punem asta. Punem asta, punem asta și bum. Și la fel, ultima chestie, să punem armura sus, nu asta, uite așa, bam, bam. E de diamant sau e de netherite armura asta? Cred că... Ok, cred că mie mi-a dat puțină eroare treaba asta. Dacă eu pun așa, îmi trebuie... Ok, cred că am nevoie totuși de un netherite upgrade. Da, nu mai am cu ce. Ok, cred că va trebui să merg să mai fac rost de niște diamante și să mă întorc aici. Mamă, ce mă bate Minecraft-ul, rău de tot mă bate Minecraft-ul. Cred că totuși am nevoie de un netherite upgrade ca să pot face treaba asta. Oh, Doamne, ceva hai până acasă. Foarte rău s-a întâmplat.
A trebuit să merg iar după Netherite, în Nether. Am spart pickaxe-ul celălalt. Am trecut la ăsta cu eficiență 4, pentru că pentru Netherite upgrade-ul ăla am nevoie de alt Netherite, practic să pot pune pe armură. Practic eu am pus trimuri cu Netherite, în loc să pun cu gold sau cu orice altceva. Și acum consum dublu Netherite decât ar fi trebuit să consum în mod normal, pentru că am vrut eu trimuri cu Netherite și n-am știut. Așa că puteți să scrieți în secțiune de comentarii: Ciobi, ești noob. Pentru că, într-adevăr, așa e. Da, foarte, foarte drăguț. Inițial păstrasem celelalte bucăți de Netherite-uri în ideea în care, da, mă gândeam că o să-mi ajungă și pentru măcar o sabie sau ceva. Ei bine, se pare că n-a fost să fie. Asta înseamnă că trebuie să fac treaba asta, uite așa, în felul ăsta. Și am băgat toate astea. Ah, ok, nu cred că era, trebuia să fac asta, că eu am luat acum, uite așa, perfect. Blue, ți-am făcut vânzare puternică. Din simplu fapt că nu am știut, efectiv mi s-a deblocat ceva, s-a întâmplat ceva. Na, e absolut revoltător ce s-a întâmplat, dar am făcut și eu, în sfârșit, achievement-ul. Și am și o armură de Netherite. Da, cu trimuri, cu tot ce trebuie, arată cam așa. Mie îmi place cum arată, n-am să vă mint, arată super bine, doar că m-a costat destul de mult și cred că ar fi arătat cu gold și mai bine. Doamne, doamne, doamne. Și trebuie să pun și mending pe ea. Deci momentan cred că o să rămână în continuare în chest, deși eu am armura făcută, terminată. Da, e mai complicată situația puțin. N-am să vă mint, chiar snub în ceea ce privește jocul ăsta. Hai de viața mea, mi-au consumat o grămadă de timp și o grămadă de resurse. În schimb, sunt foarte mândru totuși că am reușit să fac această armură și că am ajuns la nivelul ăsta să reușesc și eu să fac rost de o armură de Netherite, deși am muncit o grămadă pentru Netherite-ul ăla. Ceva rău, la modul că puteam să mai fac un shop dintre la de lână complet la cât am stat și am căutat Netherite, dar nu e vorba despre asta, ci rezultatul final e unul ok, deși armura nu e cea mai bună. Poate dacă punem mending, poate mai vedem, poate o facem să arate bine și poate în viitorul apropiat mai muncim puțin mai mult și ne mai facem o armură de Netherite, să o avem așa de rezervă acolo în caz de orice. Momentan suntem ok. O să vreau două la un moment dat. Chiar o să vreau două să am una pe mine și una să o am de rezervă în caz de se întâmplă orice altceva. Dar până să ajung la nivelul ăla, na, mai așteptăm, mai avem de așteptat. Mă, îmi plac foarte mult copacii ăștia, chiar arată super, chiar îmi place cum a ieșit totul pe aici, doar că trebuie să mai mușesc și la ăștia. Este de treabă pe breasla haiducilor și asta e de bine. Eu am fost Ciobi și sper că v-a plăcut episodul de astăzi. Ne vedem în clipul următor, poate chestii mai interesante și poate nu mai sunt la fel de noob ca în episodul de astăzi. Nu uitați să scrieți în secțiune de comentarii Ciobi ești noob, aș aprecia, mulțumesc. Asta e propoziția cheie pentru episodul de astăzi. Deci dacă nu scrieți Ciobi ești noob în secțiune de comentarii, înseamnă că nu v-ați uitat la tot episodul și n-ați ajuns până la minutul ăsta. Apreciez. Cam atât cu episodul de astăzi, v-am țucat. Pa!